Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Citim despre Radhika's Bhojan Vilas, despre jocul mâncării de dimineață al Radhei, din Govinda Lilamrita, capitol 4, Pratalila. Între timp, Radha iese din bucătărie, își spală mâinile și picioarele și intră într-altă cameră. Dar, în timp ce trage cu ochiul pe fereastră, pentru a vedea forma încântătoare a lui Krishna, începe să transpire în mod excesiv, datorită extazului. Crezând că transpiră din cauza oboselii, Yashoda se adresează unei servitoare, spunându-i să-i facă vânt rade. Apoi Yashoda o așează pe Radha alături de ea și îi cere lui Rohini să înceapă să se pească. Prietenele Radei, prietenelor Radei, li se spune de asemenea să se așeze pentru Bhojan. Tika. În Krishna Bhavanamrita se spune că în timp ce Radha intră în mandirul pentru Bhojan, mandirul femeilor, și Rupa Mangiari și alte mangiare încep să facă vânt, apoi Rohini sosește pentru a servi ea însăși la masă. În continuare din Govinda Lilamrita. Danishta introduce în secret Adaramrita, adică nectarul buzelor lui Krishna, prasadul, aducând prasad de la Krishna. În vegetalele untoase îl pune și în orezul pe care Rohini le servește Radei și Sakhilor. Văzând că Radha își pleacă cu sfârșiune capul și neglijează să mănânce, mama Yashoda îi se adresează. O putri, fică, Rade, te iubesc ca pe fiul meu. De ce ești așa de timidă? Te rog, leapădă atitudinea asta inauspicioasă și fă ca ochii mei să se bucure, văzându-te că te bucuri mâncând. Apoi Yashoda privește către Lalita și celelalte sachi și exclamă: O fiice, sunteți ca și copiii mei. De ce stați așa în fața mea? Vă rog, începe să mâncați. După aceea Yashoda oferă sute de rugăciuni în timp ce îi servește pe toți cu deosebită atenție. În Krishna Bhavanamrita se spune: când Yashoda mai vede că Radha și Sakhile neglijează să mănânce, o ia pe Danishta de mână și vine în fața fiecăruia spunând: O copilă gandharvică, o lalite, vishakha, ce-am păcălat. Astăzi vreau să vă văd pe toate bucurându-vă de aceste mâncări, căci aceasta va aduce bucurie ochilor mei. O fiică Rade, de ce ești așa de rezervat? Așa cum Kirtida este mama, da? La fel sunt și eu.
Te rog, nu fi timidă în fața mea. Râde, fi jucăușă și odihnește-te fericită alături de ale tale, Vaiasia, prietene apropiate. Sachile Radei, percep cererea Iașodei asemenea unei ploi de nectar și se îmbujorează, dându-i o altă interpretare. O, Rade, te rog să nu eziți în a râde, în a te juca cu al tău Vaiasa. Zva Vaiasa înseamnă propriul tău prieten, nu propriile tale prieteni. În timp ce sachile zâmbesc către Rada, ea se simte strâjenită și închide puțin ochii. Astfel, în cele din urmă, încep să mănânce. Brusc, Rada descoperă gustul prasadului lui Krishna, Felamrita, și zâmbește către Daniștha, înțelegând că ea a pus acolo din mâncarea lui Krishna, din farfuria lui. Aprecierea care vine din partea Radei o face pe Daniștha să devină extatic și se minunează. De unde a știut Rada ce am făcut? Un vilapa cu sumanjali și Raghunath Dase cufundat profund în serviciul Radei în timpul bhojanului de dimineață. Serviciu care este exprimat în 5 rugăciuni. Hei, Devi Radhike, Daniștha, plină de iubire, a amestecat Adaramrita lui Krishna în prasadul lui Narayana. Vrei să-l pun în fața ta? O, Rade, tu ai culoare asemenea curcumului. Curcuma. Când te așezi pentru bhojan, înconjurată de Lalita și celelalte sakhi, am să servesc cu grijă multe feluri de mâncăruri nectariene pe care Daniștha le-a colectat de pe farfuria lui Krishna. Hei, Devi Radhike, în timp ce vei degusta Adaramrita lui Krishna, eu voi pune în apropiere pețișare parfumate aprins și cu atenție îți voi face gând. O, cea cu ochii neastâmpărați, ce băutură îți voi oferi! Desigur, apă de trandafiri amestecată cu camfor. Apoi îți voi spăla mâinile și îți voi da o crenguță pentru curățatul dinților. Hei, Madurangi Radhike! Madurangi înseamnă cea cu corp dulce. Datorită extazului, o să mi se ridice părul pe corp când îți voi oferi pan în gura ta asemenea lotusului, Mukha Kamala. Acest tambul bitica a fost preparat cu grijă din nuci de betel, khadir și multe alte ingrediente. Acesta a fost un citat din Vilapa Kusumanjali al lui Raghunath Das. Toate aceste activități par să fie obișnuite și ca urmare omul s-ar putea minuna. De ce se ridică părul pe corpul lui Tulsi Mangeri, care este forma lui Raghunath Das Babaji în Krishna Lila, în timp ce oferă pan? Felamrita sau Adaramrita este mâncarea ce rămâne în farfurile lui Krishna
După acesta, după ce a terminat de mâncat. Acest prasad special este amestecat cu nectarul buzelor sale. Înțelegând dorința intimă a lui Priyaji, Radha, Krishna a privit anterior spre Danishta și s-a strâmbat aparent datorită gustului mâncării și a dat la o parte prasadul pe jumătate mâncat. Mai târziu, Danishta a luat pe ascuns această felamrita, iar în timpul bhojanului Radei, Tulsi Manjari ia această adharamrita și o amestecă cu grijă în mâncarea Radei. În timp ce Premamai Radha degustă dulceața milei speciale ale Krishna, ea nu degustă prasadul, ci mai degrabă dulceața buzelor de Krishna. Deși stă în sala de mese, Rai Kishori degustă buzele lui Krishna în Vilas Kunja, unde îi se duce gândul. Este incredibilă calitate, felamrita a prasadului lui Krishna, care trezește amintirea jocurilor erotice divine anterioare. În timp ce Radha se cufundă în oceanul de nectar, Ananda Sindhu, al acestor jocuri erotice, Kelivinod, întregul ei corp se înroșește, iar aceasta se datorează profundei ei contemplări a buzelor roșii ale lui Krishna, Bimba, care sunt asemenea fructului. Astfel, Tulsi Manjari se adresează Radhei. O cum anghi, o cea a cărei culoare a corpului este asemenea lui curcuma. Extremul extaz face ca ochii Radei să rămână închiși. Ea devine intoxicată de iubire, adică prima unmadini. Tulsi Manjari înțelege și se confundă ea însăși în adâncul ocean al extazului. În timp ce Tulsi Manjari oferă apă de băut, amestecată cu petale de trandafir și camfor, remarcă cum ochii lui Raimani Radha se spart. La fel ca în momentul în care experimentează darșanul direct al lui Krishna. Aceasta se explică astfel. În timpul întâlnirii Milan, Radha degustă strălucitorul gust, rasa ulas. Ulas înseamnă strălucitor al lui Krishna. Apoi, în timpul durerilor despărțirii, viraha, despărțire, ea experimentează strălucitorul extaz al iubirii pentru Krishna, rasa ulas. Rasa ulas înseamnă degustarea directă a dulceții corpului Krishna, iar bava ulas înseamnă reminescențele amintirii dulceții corpului lui Krishna, care culminează în Samadhi. Ambrozia acestei bava ulas, reminescențele amintirii dulceții corpului Krishna, depășește extazul degustării directe a corpului acestuia. În Ujjvala Nilamani și Rupa Babaji spune: în urma despărțirii viraha, ea naștere un intens stres emoțional. Aceasta
Acesta duce la apariția viziunii iubitului. Un spurti are loc. În urma experimentării acestor spurti, nu te mai simți în viraha, în despărțire, ci îl vezi direct pe Krishna, într-un extaz multiplicat, datorită înflăcărării date de Krishna Anurag, dorința intensă de a fi cu acesta. Yadunanda Thakur descrie o situație în care Radha se află în această Krishna Anurag, înflăcărată de această dorință intensă de a fi cu acesta. O, Sakhi, eu sunt doar o tânără fată, dar ei, întregul corp arde datorită febrei cauzate de Shyam Anurag, dorința intensă de a fi cu Krishna. Ce se va întâmpla în continuare nu pot să spun. Când închid ochii, îl văd pe Pran Govinda în mine, iar când îi deschid, îl văd tot pe Mohan Shyama Sundar, Krishna. Când merg pe drum, Shyam e pe urmele mele, atingându-mi picioarele cu picioarele sale. Apoi mă întorc, dar nimeni nu se află în spatele meu și leșim pierzându-mi conștiința. În lila actuală, în timp ce Radha degustă Adharamrita lui Krishna, ea experimentează direct forma, gustul și mirosul acestuia, ca și cum Shyama Sundar ar fi cu adevărat împreună. De aceea, Tulsi Manjari îi se adresează acestea, spunându-i, Tora Laki, cea cu ochi neastâmpărați. Jocurile după Pojan le vom discuta data viitoare. Gora Premanande Arihata. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna.